Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tale Dimineții, aici, la Hunedoara 1 TV, în direct, dragii mei, că așa ne place nouă să fim alături de dumneavoastră, aici, în direct, în fiecare dimineață, cu mici excepții. Nu a fost decât o mică problemă tehnică care s-a rezolvat și uite că astăzi am revenit în platou, așa cum ne-am obișnuit, măcar o dată pe săptămână, dacă nu e luni, e miercuri. Și astăzi, alături de mine, în platou, Nicol Ebner. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! Și dacă nu e luni, e miercuri. Dacă nu e miercuri, e joi. Dacă nu e joi, e marți. Cum se păsălește? Cum se păsălește, dragii mei? Martie, suntem în 6 și a trecut deja aproape o săptămână din această minunată lună de primăvară și în care sărbătorim femeia și suntem plini de iubire și plini de dragoste și pe 1 martie am fost atât de drăgăstoși și pe 2 martie și pe 3 martie pentru că sunt zile speciale. Cel puțin primele 10 zile din martie știm cu babele, ne alegem, sperăm să fie soare, să avem un an bun. Am uitat anul ăsta să-mi aleg baba. Nu ți-ai ales baba? Păi da, uite, atunci poți să alegi din zilele care au fost, atât fiind, de frumoase. Nu m-am mai gândit la babe, știi? Am scos termenul din vocabular. A fost așa zile frumoase de primăvară, pline de soare. Ne-a stricat un pic aplicația de pe telefon, mi-a stricat un pic ieri Enjoy-ul, pentru că mi-a spus că astăzi și mâine vor veni câteva zile de ploaie. Dar până la urmă, tot eu m-am gândit, bă, ploaia înseamnă bogăție. Știți ce, să fim supărați? Că până la urmă ați văzut invitatul meu de ieri dimineață și ca el mulți fermieri au nevoie de aceste precipitații, că ați văzut, în agricultură e nevoie de apă de la Dumnezeu, că putem să dăm și noi apă cu furtunul, dar nu e același lucru, că până la urmă ce ne facem cu mâna noastră se numește lucru manual, cred, zic, nu? Tu ce zici, Nicol? Păi așa ziceau bătrânii noștri înțelepți. Probabil între timp noua generație a mai modificat din înțelesul vorbelor înțelepte, știi? Le-au modificat în sensul ce au înțeles ei din toată chestia asta, știi? Și adaptează și așa apar tot felul de replici noi. Nu, așa este. Depinde de fiecare cum privește, din ce unghi privește situația. Că ploaia este într-adevăr benefică. Și când te plouă, ar trebui să gândești tot așa, la modul, ai, ce bine că plouă, că o să avem bucate pe masă, știi? Dar ne cam ia valul și zicem, fierar să fie, iară mă umplu de noroi, iară ploaia asta nu se mai oprește, iară mă ud, iară mi-am uitat umbrela, iară nu știu cum, nu știu ce, știi? Da, așa e firea noastră, știi? Ne dorim foarte mult un lucru și când îl avem, nu ne mai trebuie sau nu ne mai place și ne dorim altceva. Iarna ne rugăm, Doamne, dar nu se mai încălzește odată, dar nu mai vine vara, dar nu mai vine soarele când vine vara și e caniculă. Doamne, dar nu mai trece odată canicula asta, nu mai vine iară toamna, iarna, ca să se mai răcorească. Știi? Și noi ca vremea și vremea ca noi. Vremea și timpul. Da. Povestirea ieri dimineață, dragii mei, pentru cei care n-ați văzut emisiunea în direct, o puteți vedea pe Facebook sau pe YouTube, că e acolo. Dar cum a fost ziua de 1 martie pentru tine? Când a fost 1 martie? Duminica a fost 3. Nu, deci mă... sâmbătă a fost 2. Ioana, nu mă întreba. Știu doar că mâine este 7 martie și este ziua ta. De că sunt femeie. Da, e o zi specială, dar da, e ziua femeii. Dar nu, în 8 martie este ziua internațională a femeii. Voiam să spun că timpul nu este dușmanul meu. Timpul este un aliat al meu. Dar ca să mi-l fac aliat, îl ignor. Așa că nu știu în ce zi, nu știu, dacă mă întrebi de ceva de săptămâna trecută, habar n-am.
Dacă mă întreb ceva de ce o să fie, nu știu când, nici măcar nu-mi fac probleme, pentru că zic, când va fi să fie, se întâmplă și așa mai departe. Nu mă întreba. Seneca spunea că timpul ne ia viața înapoi din momentul în care ne naștem. Foarte fain. Și este foarte adevărat. Și la fiecare an care trece din viața noastră, noi petrecem și ne bucurăm. Mie mi se pare așa un paradox, știi? Dar ori ne bucurăm că, no, că mai avem zile și ani de trăit, ori ne bucurăm doar de dragul de a ne bucura și de a face petreceri, de a ne întâlni cu prietenii și de a, mă rog, socializa, ori inconștienți ne bucurăm de fapt că viața noastră trece, știi? Sunt așa mai multe variante pe care le luăm în calcul. De asta nu mai place de ani buni, cred că sunt vreo 20 de ani de când nu mai fac petreceri de ziua mea. Dacă ar putea să treacă neobservate, știi? Și mă bucur, în schimb, în fiecare zi de viața mea. Și e suficient. Nu mă interesează cât a fost 1 martie. Primăvara poate să fie în sufletul meu, exact ca și cu iubirea, ți-am zis. Poți să iubești în fiecare clipă, în fiecare zi, n-ai nevoie de o zi anume. Nici de 1 martie n-ai nevoie neapărat de o zi anume. Primăvara este primăvară și când este caniculă poate să fie primăvară în sufletul fiecăruia dintre noi. Depinde cum. Pentru mine primăvara este anotimpul preferat, pentru că și eu sunt născută primăvara, știi? Simt că renaști, că renaștem odată cu natura. Ți-am mai povestit, cred că, de ciudățeniile mele pe vremea când scriam poezii și aveam tot felul de arabescuri și de metafore și de expresii în poeziile mele, printre care și miros de verde crud. Și toată lumea zicea, ce e nebunie, ce e aia cu miros de verde crud? Cum să miroase verdele? Cum să miroase verdele? Zic, nu știți să simțiți natura, nu știi să simțiți viața, nu știi să percepi mirosul acelui muguraș de pe creanga unui copac care dă să plesnească atunci și care are aroma cea mai subtilă și cea mai plăcută. Mi-aduc aminte din pandemie, bună dimineața, Rosie, mulțumim că ești alături de noi. Mi-aduc aminte din pandemie când Rosie, noi stăteam închiși în casă și Rosie circula pentru că el venea la redacție, noi scriam de acasă, dar Rosie venea la redacție și mi-aduc aminte că ne traducea în cuvintele lui cât de frumos ce proaspăt era aerul și că pomii au miros și pentru că era printre puținii oameni care circula, că toată lumea stătea în casă. Da. Și Rosie circula și mereu mi-aduc aminte de el când ne povestea, ne scria pe grup. Dragii mei, da, vă văd alături de noi, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Cătălin Bălan, Vasile Enea, Daniela Enea, rămâneți alături de noi pentru că veți fi astăzi indirect invitați la Dale Dimineții. Nu întâmplător am întrebat-o pe Nicole, pentru că pe 3 martie la Casa de Cultură din Hunedoara a avut loc un spectacol superb, un spectacol, vedem și imagini în clipa asta, ne arată Rosie. La mulți ani, Enea Vasile, încă o dată, frumoasa vârstă de 65 de ani, eu o spun, toată lumea a zis o frumoasă vârstă, e 65 de ani am plinit acest om, care e frumoasă. Foarte frumoasă, un spectacol de mărțișor dedicat femeilor lunii martie, dar și invitat special Vasile Enea, instructorul de la Hațegana.
Felicia Stoian a fost alături de el pe scenă, ea a prezentat, a și cântat alături de Ciprian Roman, cu siguranță ați văzut momentele pe Facebook, pentru că s-a făcut transmisie de către colegii lui Nea Vasile de la Primăria Hunedoara. Nea Vasile, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să duci mai departe acești copii frumoși și acum îi lăsăm să joace și revenim. Dragii mei, Nea Vasile, încă o dată la mulți ani, am emoții. A fost un spectacol foarte frumos. Ați avut acolo pe scenă, alături de dumneavoastră, oameni care vă iubesc. Mariana Suciu, Ciprian Roman, Ovidiu Olari, Felicia Stoian a venit de la Timișoara. Nu știu, a fost așa, mulțumesc pentru primirea pentru primirea pe care cu dragostea cu care m-ați primit acolo, că am fost alături de dumneavoastră. Încă o dată la mulți ani, multă sănătate și sperăm să duceți mai departe mulți ani de acum încolo acest ansamblu frumos. A fost și copiii ansamblului Hațegana, a fost domnul primar. Să înțeleg că cei de aici sunt seniori. Da. Aici sunt seniorii. Au avut printre ei, printre cei mai vechi membri ai ansamblului Hațegana.
O să facem probabil o emisiune în care să-i mai invităm alături de noi, eu sper. Pleacă în Turcia, am înțeles, anul acesta și probabil o să ne întâlnim aici. Daniela, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut acolo, ai fost pionul principal, soția lui Nea Vasile. Dani a fost alături de noi, foarte bună, Plăcinta cu Măr. Și dăm citire mesajelor. Nea Vasile ne spune: bună dimineața, o zi frumoasă. O zi frumoasă și încă o dată la mulți ani. Bălan Cătălin ne spune: o zi frumoasă, bună dimineața. Cătă, rămâi alături de noi, în curând vom avea imagini și de peste Prut. Virgil Sevastru ne spune: bună dimineața, soare, bună dimineața, viață, bună dimineața, verde crud. Daniela Enea ne spune: bună dimineața, bună dimineața, Dani. Bună dimineața, o zi frumoasă, ne spune un alt membru al ansamblului Hațegana, Constantin Pandia. Bianca e alături de noi, bună dimineața, Bia, și mulțumim că ești alături de noi. Ce devreme s-a trezit. S-a trezit, da. Și uite, îmi scrie Eddie Hintz: bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, Rosi. Mulțumim, Eddie, uite, te salută și Rosi, îți mulțumim că ești alături de noi. Constantin Padia ne spune: vă mulțumim din suflet, din inimă, pentru prezentare. Noi vă mulțumim, dragii mei, pentru tot ce faceți, pentru că, până la urmă, dacă voi n-ați face aceste lucruri minunate, noi nu prea am avea despre ce să vorbim. Și aceste emisiuni ar fi triste, așa cum o să fie și a doua parte a acestei emisiuni, să vedem despre ce este vorba. Dar până acolo ne bucurăm sufletele, rămânem în atmosfera de zi, Nicole. Vreau să povestesc o întâmplare, acum, dacă tot sunt în prima parte a emisiunii, la capitolul... Deci să salutăm pe Roxana Orsanski. Bună dimineața, Roxana, și ne pune la inimă. Te iubim și îți mulțumim că ești alături de noi. La capitolul amintiri. Mai de apreciat. Și te apreciez și pe tine pentru că ești trup și suflet și pentru că, mă rog, și la tine e tradiție, e moștenire din familie, apropo de dragostea pentru folclor și pentru tradițiile autentice. Aprecieri maxime și pentru cei care fac ca aceste tradiții să meargă mai departe, să nu se piardă, iată, de la seniori la generații tinere. Dar pentru mine, sinceră să fiu, ți-aduce aminte când m-ai dus la un spectacol și am stat 4 ore și o să te duc iară, că o să vină festivalul Concurs Drăgan Muntean și trebuie să mergem să iei. 4 ore pentru mine a fost, am rămas cu traume. I-am spus Ioanei, zic, prea mult, totuși prea mult. E puțin 4 ore, zice Rosi, se poate și mai mult. Noi am avut și 3 zile este, și 4 zile. Da, la câte a filmat și el, dacă pentru tot, mine 4 ore a fost tot enorm. Tot a amintit Nicol, uite, ca să înțeleagă și telespectatorii, o parte din ei, ansamblu pe care tatăl meu l-a creat la Sebeș, se numea ansamblu Mărțișorul. Nimic nu-i întâmplător în viață, pentru că viața i-a oferit tatălui meu un mărțișor, nu de întâi, dar în luna martie, această minunată blondă pe care o vedeți. Atunci n-am să-ți mai spun bună dimineața, soare, am să-ți spun bună dimineața, mărțișor. Da, ansamblu de prelucrare a lemnului din Sebeș, dragii mei, o să caut și o să vedem dacă găsim ceva care să vă aduc, să puteți să și vedeți. O să caut o carte care a fost scrisă de către cineva de la Râmnicu Vâlcea, uite, chiar o să caut și o să vă lămuresc. Ansamblul Mărțișorul al combinatului de prelucrare a lemnului din Sebeș a fost creat, dragii mei, de către tatăl meu. Vreo 10 ani acolo am activat ca și dansatoare, ca să nu mai aveți atâtea întrebări, până în 1992. Cei care mă cunosc din județul Alba știu că legătura mea cu folclorul autentic românesc este foarte strânsă. Și sunteți câțiva care m-ați recunoscut și știți, și vă mulțumesc pentru tăcerea că n-ați divulgat legătura cu folclorul. Asta înseamnă că te-ai supărat pe mine, că am zis-o eu? Nu, iubita, că oricum trebuia să aducem. Doar că de ce încerc să păstrez aceste
aceste spectacole. Da. Pentru că activitatea de la vremea aceea a oamenilor de cultură care au dus aceste frumoase obiceiuri, care la vremea respectivă nu exista internet. Ca să înțelegeți de ce insist. Insist să păstrăm aceste tradiții în aceste emisiuni, în postările de pe Facebook, chiar dacă nu sunt foarte calitative, pentru că toată activitatea acelor oameni din acei ani nu există nicăieri. Din păcate. Din păcate, și să vreau să găsim, nu existau transmisii video, nu existau telefoane cu camere, există câteva înregistrări la TVR, care de la Cântarea României, care sunt foarte greu de nu sunt imaginile clare, sunt alb-negru și așa mai departe. Asta e ideea. Și pentru asta insist, activitatea lui Neaenea, activitatea lui Cătălin Bălan, a domnului manager de la Centrul de Cultură și Artă, a băieților, și mulțumesc Rosi, ca să înțelegeți de ce îmi doresc să vedeți aceste imagini și le aduc în atenția telespectatorilor, pentru că aceste lucruri ne rămân. Spectacolul a fost, s-a dus. Acest spectacol pe care îl vedem în această dimineață a fost în Republica Moldova, dragii mei. Acești oameni minunați au dus dincolo de Prut obiceiurile de aici, din județul Hunedoara. Cu asta vom rămâne, cu amintirea, toată munca lor, de zi cu zi că merg la repetiții, că e vorba de ansamblu Hațegana, care sunt amatori, o fac pentru că își doresc, pentru că iubesc aceste tradiții. Așa cum taică-miu le-a făcut ani de zile și eu personal, până la o anumită vârstă, îl vedem în imagini în acest moment pe domnul vicepreședinte Alin Țambă, care a însoțit ansamblu Drăgan Muntean în Moldova, în Republica Moldova, peste Prut, acolo la moldovenii noștri dragi, n-o mai fi noi, cum se spune, concetățeni, dar sufletele rămân românești, cred. Așa cum vedem în imagini, i-au primit pe hunedorenii noștri acolo cu foarte mare căldură și iubire, așa cum știu să iubească moldovenii. Și foarte ospitalier. Foarte ospitalier. Ei sunt celebri și pentru asta. Și tot mărțișor, vești. Da, exact. O să urmărim, dragii mei, un joc de-a nostru, un fragment din ce au dus acești tineri frumoși în Republica Moldova. Peste Prut. Thank you.
poți să mergi pe repetere. Și, dragii mei, cam asta a fost peste Prut. Aici vorbim de profesioniști. Acești oameni fac din asta, cum să zic eu, dincolo de pasiune, fac din asta o muncă de zi cu zi. Au fost foarte mulți colaboratori care au mers alături de ansamblu peste Prut. Dacă urmăriți în reluare emisiunea de luni dimineață, de luni de la ora 16 a colegei mele, Petronela Tămaș, unde a fost invitat domnul manager Ciprian Roman, o să vedeți acolo și alte imagini, o să vedeți acolo și cine i-a însoțit, cine au fost colaboratorii, care a fost ideea acestui spectacol. Spectacolul este Cântec de Primăvară, face parte din calendarul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, care anul acesta a fost dus peste Prut cu ocazia mărțișorului. Și tremură inima în mine de bucurie când văd că scrie acolo mărțișor. Mulțumesc încă o dată, Rosi, dacă ne dai câteva imagini cu orchestra, să-i felicităm și pe băieți, îl felicităm pe maestru George Câlțea, domnul profesor, maestru dirijor, a fost la noi, sper să mai vină aici la Dale Dimineții, să îi felicităm pe băieți pentru că au fost la înălțime, ca de fiecare dată, și au dus o parte din mândria noastră de hunedoreni acolo, la moldovenii dragi nouă de peste Prut. Foarte frumos, felicitări Cătălin, felicitări domnule Ciprian, felicitări domnule Câlțea, felicitări Ovidiu Lari, care este directorul artistic al acestui ansamblu, felicitări lui Vali, lui Adi Lucaci, lui Ovidiu Orziceanu, uite pe băieți, Fălăuș îl văd acolo, nu știu, Florin Sipitu, nu chiar pe toți, nu chiar pe toți, îl văd și pe Ovidiu Pintilei, acolo au fost colaboratori, din câte am înțeles, de la Mureș, care i-au însoțit, dar sunt câțiva care sunt de-ai noștri, acolo, acel, cum se spune, Rosi, cum să zic, ca să-mi găsesc, Nicol, ajută-mă, cum zici, nu știu ce celula de bază, cum e așa, în jurul căruia, nucleu în jurul căruia se creează. Da, ei sunt o parte din comorile noastre, pentru că până la urmă, dragii mei, județul Hunedoara e un județ foarte bogat și în monumente istorice pe care colegii noștri de la Direcția de Monumente Radu Barb și echipa lui le promovează cu foarte mare drag și suntem mândri și de ei, dar uite că avem și oameni, dragii mei, că până la urmă asta e important, oamenii ăștia respiră, cântă, fac chestii așa mișto, cum fac și prietenii noștri de la Hunedoara, de la ansamblu Hațegana, și îl felicităm aici pe domnul primar Dan Boboțanu, eu îl felicit că, uite, pleacă urechea la aceste evenimente frumoase pe care sunt cu oameni și pentru oameni, că până la urmă ce zici, Nicol, totul facem pentru oameni. Și păi ajungem la partea tristă. Normal că pentru oameni faci. Nu, dar depinde cum faci. Da? Nu. Depinde cum Sergiu faci. Stănescu, ai pus de cafea? Că venim imediat după emisiune. Merem la Consiliul Județean, trecem pe la tine. Bună dimineața, Sergiu, că ne spune bună dimi, e alături de noi. Tot pentru oameni fac și băieții noștri, ăștia drăguți, dragii mei, că avem și prieteni cu adevărat care țin la picioarele noastre și la mașinile noastre, că dacă s-a anunțat și mulțumesc, Rosi, că nu mai avem foarte mult, așa trece timpul la Dale Dimineții, nu știu cum. Ah, Doamne, cât ne iubește administrația din Deva! Atâta dragoste ne arată, dragii mei, că s-au gândit ei așa, că după ce venim de la Hunedoara, cu inima împăcată, ficiorii ăștia faini și fetele ăștia faine, când s-au întors din Moldova, au zis, hup, tăc,
hop, că eu nu știu de ce nu s-ar da jos să mai joace, da. Că era la, știi, cu autocarul așa, hup, tac, cam așa să merge undeva. După ce îți clătește ochii, așa, ce, da. Așa cu ce se întâmplă. Bine și ați venit la Deva, acolo, dragii mei, imaginile da. Sunt apar. Din Deva, mă gândesc că le treceți fiecare, nu știu dacă le mai treceți sau faceți ca și mine, ocoliți bulevardele principale, pentru că s-a început dintr-un capăt, la fel ca și cu trotuarele, așa se gata, cum s-au gătat trotuarele, se va face și drumul, nu știu, ne mai ține încă vreo 2-3 zile ca să ținem minte, să nu uităm cumva că s-a asfaltat. Acum nu se mai rașchetează nimic, că ieri n-am mai văzut nicio mașină rașchetând. Păi n-am au mai rașchetat, ori început acolo la Zamfirescu. Au început din altă parte. Încă n-au început, ci că începe pe Eminescu. Acum mare asfaltare, asta de, de zilele trecute, când rădeau, chiar de 1 martie, dacă mi-aduc eu bine aminte, că eram în rochița aia cu florișele, da, și așa cu colegul meu, tuturor doamnelor o primăvară frumoasă. O primăvară frumoasă. Dar nu l-am văzut pe domnul primar pe aici să dea mărțișoare. Mulțumesc, Rosi, cam așa am circulat. Eu l-am căutat pe domnul primar. Știam că e în oraș, că tot Facebook-ul era plin că dădea mărțișoare, frate. A dat poliția. A dat și poliția, dar au dat pe bulevardul celălalt, în față la... Dar ce-ți cum să vin aici? Adică să oprească de tot circulația. Băi, fraților, s-au anunțat că, s-a anunțat campania... Oficial, suntem în campanie cică, că s-au anunțat data, s-a anunțat data alegerilor. Și a început marea asfaltare. Noi, eu am crezut că anul ăsta rămâne marea pietonală și marea pistă de biciclete și s-a gândit domnul primar să zică, băi, dragile mele, cadou de 1 martie vă dau începutul marii asfaltări. No, acum până 9 iunie am trăit și am vedea cât gata din ele, poate până în seara de 8, când înainte să merem la vot, poate petecește și strada Altărosii, trece o țări pe popa, ai de viața mea. Era... Și aici a fost marea asfaltare. Nu, a fost marea peticeală. Zici? Deci am stat în trafic document... de ne-o veni rău. Ioana, am găsit un document oficial publicat de primăria municipiului Deva la începutul lunii iunie, în care primarul declara că s-a semnat contract cu firma Cutărescu pentru asfaltarea bulevardului cu tare, a străzii cu tare, a străzilor din localitățile din împrejurime, adică arondate Devei, reparat trotuare, borduri și așa mai departe. Da? Erau enumerate acolo toate. Deci asta era anul trecut. Contractul expira, deci lucrările trebuiau finalizate în decembrie 2023 și trebuiau executate noaptea. Scrie foarte bine, eu n-am, asta era chestia oficială, da? Și trebuiau executate noaptea ca să nu încurce circulația. E, iată că suntem în martie, deci ceea ce trebuia terminat în decembrie anul trecut, a început abia în martie anul ăsta. Îți dai seama că la alte costuri, la alte, bă, între timp una stabilești și din punct de vedere al prețului și al manoperei și așa. Și a început abia acum, de aici și ceea ce spun unii de veni că este asfaltare electorală, pentru că dacă trebuia făcută... No, uite-te cum s-a circulat printre mașini și... Ne și salutau prietenii noștri. Da, dar vreau să spun că totuși apreciez un lucru, ca să nu fiu cărcotașă până la capăt. Capăt. Măcar de data asta s-a delimitat zona de lucru. Pentru că, adă-ți aminte că tu, cu Rosi, voi ați fost pe teren, apropo de lucrările haotice pentru pistele de biciclete, pista de biciclete și trotuare, da? Adă-ți aminte, nu era nimic. Și vă mulțumesc, uite ce ai pozat, de fapt, tu. Asta este în stația de autobuz de la Opera, deci dragii mei, există, pentru că nu sunt coșuri de gunoi. Nu. Și cineva a pus acolo un sac. Un sac l-a legat, nu, cred că cineva a vrut să facă un bine. Sau
poate s-or fi sesizat cei de la SPIGM, eu știu, și-au început să lege saci în loc de coșuri de gunoi. Cert este că, fiind o improvizație, nu. Deci, nu s-au terminat lucrările. Fii atentă, Ioana, uite-te și tu. Nu s-au terminat lucrările. A venit primăvara, Andeva! Nu s-au terminat lucrările. Nu s-a făcut recepția la lucrări. A venit primăvara, Andeva. Au început alte lucrări și deja printre dale a început să crească iarba. Tu, asta este un lucru bun. Să luăm și pe partea aia. Acum eu sunt, știi, și avocatul diavolului și... A venit primăvara, și... mulțumesc, Rosi. Da. E superbă. Poza, da. Mi-aș pune-o de copertă. Sunt doar porțiuni. Sunt doar porțiuni. Asta înseamnă că s-au folosit materiale naturale, știi? Nu deci știu nu ce betoane, da, e bio, frate, e bio. Dar numai pe porțiuni, ca să ducem bancul până da, la capăt. Dar știi ce înseamnă asta, da? Cu cât crește mai multă iarbă, cu atât se dislocă dalele. Și așa nu toate erau bine fixate, știi? Deci trebuie să vină cineva și să curețe acolo. Chestia cu gunoiul e strigător la cer. Într-o stație de autobuz mai sunt mame cu copii mici, cu mai mănâncă una alta, covrigăria e la doi pași. Uite-te și tu. Dragii mei, așa arată. Deci, în această perioadă, la teatru, lucrăm la un spectacol cu un regizor foarte cunoscut. Întrebarea lui favorită este... Poți să zbori. Evident că noi deveni putem. Ca altă șansă să ajung la teatru fără să-mi rup picioarele, nu am. Fâlfâl, fâlfâl. Te iubesc, Roxana Oșanski, mulțumim. Și, dragii mei... Măi, am făcut atâta tevatura, dă-ți aminte, cu treptele de la opera. Dar vocea ți-a fost auzită? Mi-a fost auzită. Acum, nu arog eu meritul. Nu. Eu poate am fost doar un emițător, știi? Fâlfâl. Dar au fost persoane care au făcut sesizări. Am făcut vreo 2-3 știri pe tema asta, inclusiv cu mâini și picioare rupte acolo, din cauza faptului că nu erau delimitate marginile treptelor. Acum, în sfârșit, le-au delimitat. Și nu s-au mulțumit să pună doar un rând de dale colorate, acum au pus dublu, două rânduri. Să le vezi, no? Da, să le vezi. Da, da. Dragii mei, nimic nu e întâmplător în viața asta. Am fost trimisă de șefa mea, Corina Budnariu, să cumpăr ceva de la o librărie, pentru rechizite, pentru noi, pentru birouri. Te salut, Cori! Mulțumim că ești alături de noi și ne susții în tot ceea ce facem. Și nu pot să dau numele librăriei, facem reclamă. Căutând acele chestii pentru de papeterie pe care vreau să le cumpăr, că le aveam pe listă, mi-a căzut o carte în cap, din raft. Așa. A fost un semn. Arta manipulării, dragii mei, de Kevin Dutton, așa. Azi, bă, cum nimic nu e întâmplător în viață, hai să o citim, să vedem despre ce-i vorba. Am ajuns eu la o pagină, pagina 264. Și scrie aici așa, dragii mei de veni. Deci, vă rog, din suflet, citiți, o găsiți la Biblioteca Ovid Densușanu, Hunedoara Deva, sigur există, dacă nu vreți să dați banii pe ea. Biblioteca, îl salutăm pe domnul director Sebastian Bara, am fost ieri la o activitate foarte frumoasă, dedicată femeilor la teatru și mâine ne vedem din nou la Biblioteca Județeană, rămâneți alături de noi că veți vedea despre ce activități este vorba. La pagina 264 am găsit ceva ce ni se potrivește nouă celor care trăim în minunata Deva. Și spune așa, când sfârșitul lumii nu e sfârșitul lumii. Unul dintre aspectele amuzante ale îndoielii e că uneori creierul se poate îndoi de sine. Uneori, când nu suntem chiar siguri că ne place ceva, suntem nefericiți.
cu un anumit rezultat. Ne convingem că nu e atât de rău. Când ni se întâmplă asta, nu suntem prea diferiți de omul oglindă. Cineva din administrația publică nu e doar un om oglindă. Nu dăm vina doar pe un om oglindă. Cineva acolo în administrația publică, un grup de oameni, sunt oamenii din oglindă, dragii mei, poate se trezesc, poate pe ultima sută de metri vor face ceva pentru această reședință de județ, poate nu vor face, vom trăi și vom vedea dacă oamenii din oglindă vor mai primi votul. La pagina 264, pur și simplu vor să ne convingă. De 1 martie, primarul Adam Mărțișoare a fost pe stradă, adică a ocolit acele lucrări, că el se convinge și încearcă să ne convingă și pe noi că la final va fi bine. Acum nu știu dacă va fi bine, că partidul ăsta a pierdut atâția oameni încât nu înțeleg, a fost un fel de tabără pentru tineret, s-a ținut la straja, dragii mei. Capetele luminate acestui partid înfloritor, și cred că înțelegeți ghilimelele, s-au dus să învețe pe acești copii cum e să distrugi un partid. Ne spune Roxana Cristina, bună dimineața, mulțumim, Roxana, vorbim de clubul nostru de aici, din Deva. Așteptăm să vii cu noutăți, să ne spui ce veți face. Acești oameni minunați ai Partidului Național Liberal s-au dus să învețe pe acei tineri cum să distrugă un partid, cum să faci o tabără cu niște tineri cărora să le explici ce înseamnă liberalismul, când tu în fiecare zi mai pierzi un primar, când în fiecare zi mai pierzi un șef de instituție, șeful unei instituții trece la celălalt partid de guvernământ, păi, și nu mai contează acolo. Nici măcar că sunteți în alianță, adică, măi, oamenii, dragii mei, oamenii ăștia din oglindă, eu nu știu ce să zic, vă doresc tot binele din lume și eu chiar vă spun că vă iubesc și sper că până la urmă vă veți trezi și veți face ceva pentru noi, cei care dăm cu roțile în fiecare zi, că până la urmă, până când va fi bine, o să ne distrugem, pe lângă că ne-am terminat papucii, rupându-ne capetele prin stație, pe la Opera, prin față, pe la aici la Zamfirescu, trotuarele nu sunt nici acum gata, am fost atunci cu Rosii, nici în zi de astăzi nu e gata. Scoteau bordurile, dalele se mișcă, crește iarba, fraților, dragii mei, o să avem și straturi cu flori. Chemăm pe prietenul nostru, pe Irinele, acolo unde crește iarba, să mai pună și niște flori, poate, poate, uite prin gropile astea pe aici. E s-a de-a distrus dreptul... toată zona verde, gardul viu, deci, știi, din cauza lucrărilor, nu mai este printre arborii care străjuiesc trotuarele, nu mai este strop de iarbă verde, nu mai este... Păi cum nu avem, că avem printre dale? Deci, tu, natura, vreau să spun un lucru real, că știi că nu bat câmpii. Deva este... municipiul sau localitatea din județul Hunedoara cu cei mai puțini metri pătrați de verdeață pe cap de locuitor. Știi cât avem? 9 metri pătrați pe cap de locuitor. Normativele europene cer între 28 și 30. Deva este singura. Celelalte municipii și orașe toate au între 28, 30, au și 60 și... Acum, anul trecut, când am făcut eu știrea, era vorba că se fac demersuri pentru includerea pădurii de la Bejan, cumva, în zona Devei și astfel să crească această suprafață de verdeață pe cap de locuitor. Nu știu dacă s-a făcut ceva, pentru că eu m-am săturat să se tot spună facem, acum am semnat, acum am dres, acum, și te trezești peste un an de zile
ori când a început. Abia acum o să înceapă, am văzut declarație, o să înceapă amenajarea zonei din fața casei de cultură, Drăgan Munteanu. Da? Da, aia care trebuia de nu știu câți ani e promisă. Doamne, ferește-mă. Da? Bun, mă rog, rămâne de văzut. Dar acum timpul tot până în 9 iunie. Timpul e prea scurt, asta vreau să spun. Dar este pentru proiectele viitoare, știi că... ce să spui în campanie Dumnezeu electorală? Că rămânem cu ce ele? Să spui? Că voi face, da? Ui, am început. Bun. Am început. Cu pista de bicicletă, pista de atletism, s-au cumpărat, s-au făcut achiziții sau așa. Mai acum două luni, parcă la una dintre ședințele de Consiliu Local, s-a modificat proiectul, s-a modificat tema pistei. Deci după ce ai consumat bani, după ce ai cheltuit, realizezi că de fapt trebuie altceva. Trebuie altceva, că nu mai e bun materialul pe care l-ai cumpărat, trebuie alt material pentru pistă, da? Așa. Acum mare tamtam se face cu acel loc de joacă din Parcul Cetate. Da. Am înțeles că nici ăla nu este conform proiectului inițial, pentru că ori n-au ajuns banii, ori ce știu eu ce s-a întâmplat, iar alte modificări. Trebuie cumpărat altceva în loc de ce s-a achiziționat. Măi, Ioana, tu mă înțelegi? Am uitat să merg în Parcul Petronela să vedem, au demontat piscina. Da, tu, la sfârșitul lunii februarie, da. Au demontat? Sfârșit. Păi da, tu îți dai seama ce cheltuieli erau acolo, pentru Dumnezeu. Ce... Aveam piscină, mă rog. Dacă n-ați știut, dragii mei, telespectatori, nu devenic, deveni, știu, cei care ne urmăresc din alte țări și salutăm și mulțumim că sunteți alături de noi, că Facebook-ul ăsta minunat, care a repornit, ne-a dat bătăi de inimă ieri că a picat, pe Facebook ne urmăresc din alte țări, cum nu știți că am avut piscină toată iarna, am avut piscină în parc. Patinoarul n-a fost prea mult funcțional, dar am cheltuit banii devenilor, dragii mei, că ar fi făcut păsările baie, prietenele lui Petronela, porumbei și veverițele, veve, s-au dus, au avut un loc de distracție. Deci, mă, nu se poate să spui niște termene, să spui niște, să ții niște angajamente ferme, să spui am semnat contractul pentru polivalentă. Firaia. Dar cu cât tu pe să ieși undeva să dai... să dai mărțișoare și tu să distrugi și ce a mai rămas. Nu înțelegeți greșit. Nu sunt împotriva asfaltărilor electorale. Doamne ferească, bunul Dumnezeu, măcar o dată la 4 ani să se facă. Măcar, ideea era, da. Păi s-a început de acolo, de la Ceangăi. Pe înțelesul meu că nu prea cunosc eu numele străzilor, Doroban, sau cum îi ziceți. Băi, începeți de acolo, de la Ceangăi, gătați o bucată și haideți mai încoace. Problema e că au început, au rămas acolo, vai mama lor, au fost 2-3 zile de ploaie, ei în loc să, au început să meargă numai, la un moment dat nu mai știi pe unde să mergi cu mașina. Tu, Ioana? Da, ce cine? Ești, șef la transporturi? De șantier? Atât, ce frate. Păi, te rog frumos, dar ce știi tu? La ce te pricepi tu ca femeie? Corect, la nimic. Omul din oglindă se potrivește. Ai, pentru că scrie Alexandra. Și ce spunem noi se interpretează că e vorba de răutate, că este vorba de reavoință, nu este adevărat. Rolul nostru este să-i tragem de mână, că suntem portavocea... N-ai pe cine trage de mână, că nu-l găsești. Nu iese. Dacă nu l-ai prins de 1 martie, că te-am întrebat ce ai făcut, dacă nu te... Poate îl prindem de 8. Da, are consilieri, are, care se uită la oamenii emisiune din și oglindă. Transmit mai departe, sigur că da. Deci nu cred din că răutate. Le spun. Nu. Bună dimineața, gaițelor! Ce? Bună dimineața, gaițelor, cu ghilimelele de rigoare, ne scrie Alexandra Truță, bună dimineața. Am și eu o întrebare. Ei nu, în ghilimele, e oameni și nu trăiește, în ghilimele, tot undeva. Nu iubita care șofer, ăla care se duce la facultate.
având, nu știu dacă e tot ăla, având convingerea că ați sesizat greșelile făcute intenționat, vă doresc o mare schimbare, vă iubesc. Și noi te iubim, Alexandra, și îți mulțumim că ești alături de noi. Deci am impresia că intenționat toate lucrările astea se ne dau nou un subiect de matinal. Nu, sunt intenționat împinse, adică să nu se finalizeze acum, că până în iunie deveni se obișnuiesc. Așa că se vor finaliza cu tătului tăt la începutul lunii iunie sau pe la sfârșitul lunii mai. Mai avem 5 minute și vreau să... Exact ce v-am citit la pagina 264, dragii mei. Uneori când nu suntem chiar siguri că ne place ceva sau suntem nefericiți cu un anumit rezultat, ne convingem că nu e atât de rău. Da, exact așa. Se numește arta. Nu e chiar atât de rău. La pagina 216, ce vă tot plângeți că va fi bine. Da, corect. Da, da. De va ce fi să bine. Umblați elegante și cu pantofi, cu toculeț sau cu saboțel sau cu nu știu ce pe străzi, pe trotuarele din Deva? De ce? Nu puteți să umblați doară... în Tereș sau în Adidas? Hunedoara 1, Hunedoara 1 TV, draga mea, scuză-mă că te opresc, dar nu mai avem decât 5 minute și vreau să dăm și aceste imagini. A făcut un sondaj pe Deva, așa cum știți, pentru că ați văzut știrile, cine le-a scăpat, jurnalul de știri de 17:40, prezentat și scris de Nicol Ebner astăzi lângă mine, Petronela Tărmaș, colega mea și șefa noastră Corina Budnariu. Sunt răspunsurile dumneavoastră, dragii mei deveni. Oancea Florin are 30,2%, îl salutăm și îl așteptăm aici dacă vrea să vină. Noi mereu i-am deschis ușa, poate chiar are cu ce să mă convingă. Eu i-am oferit de foarte multe ori ocazia la domnul primar să vină să ne spună care e ideea până la urmă și Nicol l-a sunat de sute de ori, Petronela Tămaș l-a sunat de sute de ori, nu răspunde la telefon, dragi mei, nu cred, am înțeles că nu mai răspunde la nimeni și pe urmă am văzut că nu se mai duce nici la ședințele de ce Consiliul Local. Ba da, a început locat, să vină. L-a scos pe Clej afară? Adică după ce nu a mai avut voie Clej? Au fost. Nicol e cu ochii pe... Au ajuns la o înțelegere, se pare, da. De la 46% în octombrie 2023, în februarie 2024, deveni 30,2%. Dragii mei, până la urmă, indiferent de ce se va întâmpla, ștampila de vot e la dumneavoastră. Eu vreau să cred că toate cele pe care le-am pătimit în ultimii 4 ani, împreună, dragii mei, nu vor fi uitate. Datoria noastră e să păstrăm imagini cu tradiție, cu folclor, să păstrăm ce avem autentic de la, primit de la strămoșii noștri. Dar la fel vom păstra și campania de asfaltare. Marea campanie din Deva 2024, martie. Nicol, mulțumesc că ai fost alături de mine. Și întotdeauna. Mâine dimineață îmi face Rosi semn, așa că facem sport. Nu mai e timp să facem sport, facem. Parcul Cetate în 9 martie de la ora 11. O să mai revin și mâine dimineață. Fitness urban cu Kingi Expert. Foarte tare asta. Mișcare, muzică, premii, distracție, socializare. Îl salutăm pe Doru Dorobăț, e organizatorul principal acestui eveniment. Cei care căutați evenimentul pe Facebook au și foarte mulți prieteni și sponsori pe care noi i-am tăiat, dar îi găsiți pe Facebook dacă vreți să-i felicitați. Doru Dorobăț, te felicităm pentru fitness în mișcare și fetele și toată gașca ta de acolo. Vă salutăm și vă așteptăm la dale dimineții. Mâine dimineață, 7 martie, o zi specială, ca și 8 martie, la fel de speciale, vor fi 2 zile dedicate femeii.
Mâine dimineață alături de mine la Dale Dimineții, așa cum Bogdan Toma deja a dezvăluit pe Facebook, va fi alături de noi aici, la Hunedoara 1 TV, să vă urăm la mulți ani. Cine va veni de 8 martie, veți afla mâine dimineață dacă veți rămâne alături de noi. Până în încheiere să nu uit și ție la mulți ani, mărțișor. Mulțumesc! Și vă mulțumesc că sunteți alături de noi în fiecare dimineață și eu sper doar să găsim partea frumoasă chiar și în asfaltările electorale și să încercăm să trecem cu bine peste aceste hopuri din viața noastră. Să iubim, să fim fericiți, așa cum spune Corina, și să găsim întotdeauna luminița de la capătul tunelului. Nu s-o vedem, s-o găsim, dragii mei, că de văzut o vedem, vine pe 9 iunie. Până mâine dimineață, când ne revedem aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, eu vă spun că vă iubesc din tot sufletul.